Bună seara, bine v-am găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. E oficial, Romanescu a trecut la PSD. Lipsa acută de personal la Sași-Gorj. Mihnea Vlaicu zboară spre Grecia. Gorjanul la un nou turneu internațional. Doi bărbați au fost reținuți ieri de polițiștii gorjeni pentru că au încălcat ordinul de protecție. În primul caz este vorba despre un bărbat de 35 de ani din Bengești-Ocadia. Individul în cauză nu avea voie să se apropie de locuința părinților săi. Aceștia solicitaseră ordin de protecție după ce bărbatul ar fi făcut scandal. La data de 19 septembrie anul în curs, polițiștii din cadrul secției 9 Poliție Rurală Năvaci au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 35 de ani din comuna Bengești-Ocadia, bănuit de săvârșirea infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție. Din cercetări, polițiștii au stabilit că la aceeași dată, bărbatul a revenit la locuința părinților săi din comuna Bengești-Ocadia, deși împotriva sa fusese emis un ordin de protecție de către judecătoria Năvaci. Cercetările sunt continuate de polițiști pentru documentarea întregii activități infracționale a bănuitului. Reținut pentru aceeași infracțiune a fost și un bărbat de 35 de ani din Mătăsari. Acesta primise în urmă cu o săptămână interdicția de a se mai apropia de soția sa, însă cu acordul femeii el a revenit la domiciliu. La data de 19 septembrie anul în curs, polițiștii din cadrul secției 3 Poliție Rurală Motru au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 35 de ani din comuna Mătăsari, bănuit de săvârșirea infracțiunii de încălcare a măsurilor dispuse printr-un ordin de protecție. Din cercetări, polițiștii au stabilit că la aceeași dată, în timp ce se afla la locuința de domiciliu, pe fondul consumului de alcool, bărbatul a avut un comportament agresiv față de soția sa. Polițiștii au mai stabilit că, deși împotriva bărbatului fusese emis un ordin de protecție, acesta având obligația de a păstra o distanță de 200 de metri față de soție, de aproximativ o săptămână revenise la domiciliu având acordul acesteia. Polițiștii continuă cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale a bănuitului, sub supravegherea unității de parchet competente. Un adolescent de 16 ani a ajuns la spital în urma unui impact între un autoturism și o motocicletă. Accidentul s-a petrecut în această dimineață pe DN64 pe raza comunei Mihăiești. Primele concluzii indică faptul că șoferul mașinii nu s-a asigurat la schimbarea direcției de mers, lovind motocicleta pe care se afla tânărul de 16 ani din localitatea Peșteana. În urma impactului, conducătorul motocicletei a fost rănit după ce a ajuns pe carosabil. Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, iar mai apoi a fost transportată la spital. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotez, rezultatele fiind negative. În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Un incendiu s-a produs marți seară la o gospodărie din orașul Corabia, strada Mihai Bravu. Flăcările au cuprins inclusiv acoperișul unei case aflate în imediată apropiere. La locul evenimentului au intervenit Garda Vișina și detașamentul Caracal cu două autospeciale de stingere și o autospecială pentru intervenție la înălțime, dar și serviciul voluntar pentru situații de urgență Corabia cu două autospeciale de stingere. În urma incendiului au ars acoperișurile a două construcții, casă cu etaj și anexă gospodărească pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost un scurt circuit electric produs la un conductor defect sau cu improvizații. Marcel Romanescu va candida pentru primăria municipiului Târgu Jiu în 2024 din partea altui partid. Edilul a anunțat că a trecut oficial la PSD. Lipsa susținerii din partea liderilor PNL de la Gorj l-au făcut să ia această decizie, susține Romanescu. Tot edilul îi laudă pe cei de la PSD, spunând că s-au implicat mereu pentru a-i sprijini proiectele. Am preferat să iau o hotărâre de acest gen, pentru că era corect față de toată lumea. N-am simțit niciodată sprijinul celor care au condus destinele Partidului Național Liberal, deși aveau posibilitatea, pentru că cel puțin din 2019 Partidul Național Liberal este la guvernare, în diverse formule, cu USR sau cu PSD și cu UDMR. Pe de altă parte, am văzut în timp mai multă apreciere din partea adversarilor. Unora dintre adversari, dar aici mă refer foștilor mei adversari, mă refer la cei cu funcții de conducere. Propunerea din partea PSD-ului o am de cel puțin 20 de ani de când fac politică. Deci cred că la 2 ani de zile după ce am intrat în viața politică în 2000, primele discuții, și știți foarte bine, antamate și în media, au fost că voi pleca la Partidul Social Democrat. Am luat o hotărâre, deja lucrurile, din punctul meu de vedere, s-au limpezit, da? În 2024 mă voi regăsi
alături de cei din Partidul Social Democrat în competiția electorală. Romanescu are așteptări normale de la conducerea PSD, prea mai multă implicare de la liderii partidului față de perioada petrecută la PNL. Merg acolo unde cred că sunt respectat și eu și colegii mei, pentru că am văzut că au fost primiți destul de bine și comunitatea pe care o reprezint. De data aceasta sper, n-am avut această experiență, ca atunci când bat la ușe, cineva să-mi acorde sprijinul necesar în problemele legate de comunitate. N-am apelat niciodată la vreun lider politic pentru rezolvarea propriilor mele probleme. Mi le-a rezolvat singur. N-am apelat la președinți de partid sau la altcineva. Dar când e vorba de comunitate, am pretenția, exact pe discuțiile pe care le-am avut și ieri, ca președintele Consiliului Județean, președintele partidului, așa cum au procedat și în trecut, să vină alături de mine și să spună da, interesul este interesul comunității, indiferent de culoarea politică a cetățeanului, pentru că este clar că și la viitoarele alegeri nu toată lumea va merge alături de Partidul Social Democrat. Trebuie să facem tot ce depinde de noi, să-i reprezentăm pe toți, indiferent de opțiunea dumnealor politică. Serviciul de ambulanță Gorj întâlnește o lipsă acută de personal. Pentru a acoperi acest deficit, angajații efectuează ore suplimentare, însă în unele cazuri, urgențele medicale sunt acoperite doar de asistenți. La ultimele concursuri organizate săptămâna trecută pentru posturile de medici la ambulanță nu s-a prezentat niciun candidat. La ambulanța Gorj deja consider că este o lipsă cronică de medici, pentru că acest lucru trenează de ani de zile datorită faptului că la toate concursurile pe care noi le organizăm, numărul acestora care se prezintă este foarte redus și de cele mai multe ori nu sunt candidați. Chiar săptămâna trecută am avut scoase la concurs câteva posturi și nu s-a prezentat niciun candidat. Așadar, într-adevăr, situația este greoaie din punct de vedere al numărului de medici pe care îi avem încadrați, pentru că există și ture pe care nu le putem acoperi cu un cadru medical superior. Tiberiu Tătaru susține că a tras un semnal de alarmă în privința problemelor cu care se confruntă SAJ Gorj și a menționat așteptările pe care le are. Am avut mai multe discuții informale în cadrul ședințelor trimestriale pe care le organizăm cu toți managerii, la care de obicei participă și reprezentanții ai Ministerului Sănătății, și aici mă refer în speță la secretarii de stat din Ministerul Sănătății, cu care am discutat aceste aspecte. De aceea sunt și foarte încrezător că în perioada următoare aceste situații se vor rezolva, pentru că, v-am spus, situația aceasta se regăsește la toate serviciile de ambulanță din țară, nu doar la noi. Așadar, sunt convins că o rezolvare va fi în viitorul apropiat. Vor avea loc lucrări de mentenanță la o termocentrală din complexul energetic Oltenia. Este nevoie de specialiști pentru lucru la înălțime. Sunt necesare servicii efectuate cu personal calificat pentru lucrări la înălțime la termocentrala Turceni. Bugetul este de peste 100.000 de lei. Va fi asigurată mentenanța la blocurile energetice pentru a nu fi afectat procesul de producere a energiei electrice. Federația Națională a Muncii organizează vineri de la ora 14 la Târgu Jiu o nouă întâlnire cu cabinetele de avocatură privind legile 74 și 197, precum și pe recalcularea pensiilor. Minerii, energeticienii și foștii salariați din unitățile prestatoare sunt chemați să vină cu câte o copie după cartea de muncă, decizia de pensionare, carte de identitate și eventuala adeverințe cu câștigurile obținute. De asemenea, este așteptată prezența expropriaților din zonă, care nu au fost despăgubiți pentru terenurile afectate de minerit și termocentrale. Cei interesați sunt rugați să aducă și actele sau adeverințele de proprietate. Administrația complexului energetic Oltenia continuă distribuirea cotelor de cărbune pentru încălzirea de iarnă și în luna septembrie sunt salariați din CEO programați să ridice cărbunele. Complexul energetic Oltenia acordă în baza unor cereri prealabile o cantitate de 10 tone de lignit. Cărbunele poate fi folosit numai pentru încălzirea de iarnă. Nu este permisă comercializarea cărbunelui primit de angajați. Aceștia plătesc prețul de producție pentru fiecare tonă și nu prețul aplicat terților. Muzeul Național Constantin Brâncuș va găzdui vernisajul expoziției Ultimul Gram de Suflet. Expoziția de grafică este dedicată artistului Aurelian Iulius Șuță.
Evenimentul va avea loc vineri 22 septembrie de la ora 17. Curator va fi artistul Florin Preda Dochinoiu. Totodată va fi lansat volumul Poeme desenate, semnat de scriitorul Alex Gregora. Cartea este ilustrată cu lucrări semnate Șai. Evenimentul se desfășoară cu sprijinul Asociației Internaționale a Polițiștilor și în parteneriat cu Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncu și Liceul de Arte Constantin Brăiloiu. Aurelian Iulius Șuță, licențiat în arte vizuale al Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Arte Vizuale și Design, a fost membru al Uniunii Artiștilor Plastici, filiala Craiova, și polițist în cadrul Serviciului Criminalistic al IPJ Gorj. A avut o prestigioasă carieră artistică națională și internațională, îndeosebi în zona graficii satirice. Ultima expoziție personală a avut loc la Muzeul Județean Gorj Alexandru Ștefulescu în data de 13 octombrie 2020, unde a încântat publicul cu creația sa și cu căldura personală inconfundabilă. Două școli noi vor fi construite de la zero în comuna Gorjeană Râncu. Pentru ambele s-a obținut de la guvern suma de 2 milioane de euro, cele două școli urmând să-și deschidă porțile anul viitor. Este vorba despre o școală primară din satul Valea Mare și una din satul Bâlta. Autoritatea locală din comuna Râncu a obținut deja finanțarea necesară pentru construirea celor două școli. În acest moment, comuna Râncu a obținut finanțarea pentru construirea două școli noi. Este vorba de școala din satul Valea Mare și școala din satul Bâlta, școala veche din satul Bâlta, așa cum o denumim noi. Sunt două investiții mari, două investiții care au fost obținute cu sprijinul președintele Consiliului Județean Cosmin Popescu, cu motiv pentru care vreau să-i mulțumesc pentru implicare. Școlile vor fi dotate și cu aparatură necesară unei bune funcționări. Proiectul prevede și construirea unei săli de sport, dar și a unei grădinițe. În satul Bâlta construim o școală nouă care va fi compusă din două săli mari. Una este atelierul mecanic aferent activității de mecatronică a Liceului Tehnologic General Constantin Șandru Bâlta. Un atelier dotat cu aparatură necesară și cu scule necesare desfășurării activității de mecatronică și o sală de sport în incinta acestui obiectiv. Și la școala Valea Mare este o școală nouă care va fi compusă din 4 săli de clasă, o grădiniță și 3 săli aferente școlii primare. Aceste două noi școli vor începe activitatea în anul școlar 2024. Încă o dată vreau să mulțumesc președintele Consiliului Județean pentru sprijinul acordat în vederea obținerii acestor finanțări. Primele două microbuze electrice destinate transportului elevilor au ajuns în județul Vâlcea, a anunțat președintele Consiliului Județean Constantin Rădulescu. De aceste microbuze vor beneficia copiii cu nevoi speciale din cadrul Școlii Profesionale Speciale Bistrița și a Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Băbeni. Cele două microbuze fac parte din cele 26 pentru care a fost semnat pe 12 septembrie contractul de finanțare prin PNRR. Plouă puțin, dragi prieteni, dar este foarte bine, poate aduce belșug, așa cum spuneam. Sunt chiar în acest microbuz pe care l-am achiziționat pentru copiii din județul Vâlcea. Primele două deja au venit la noi la Consiliul Județean pentru școala de la Bistrița și cea din Bădeni. Avem deja 26 pe care le scoatem la licitație și 23 pe drum, pentru că am depus încă un proiect pentru încă 23 de microbuze pentru copiii din județul Vâlcea. Basketbalistul gorjan Mihnea Vlaicu a fost convocat la Naționala Under 17 a României. Este vorba despre echipa care va lua parte la campionatul european. Reprezentativa masculină este condusă de Cătălin Ștefănescu și va debuta vineri la competiția care va avea loc la Heraklion, în Grecia. Naționala noastră este repartizată în grupa C, alături de Slovenia și Irlanda. Pentru a se califica în sferturile de finală, România trebuie să se claseze pe unul din primele două locuri. Mihnea Vlaicu, care a contribuit activ la această calificare, a ieșit vicecampion Under 17 cu Știința București, fiind declarat cel mai valoros jucător al turneului final. În 2023, Mihnea a promovat cu Corona Brașov în Liga Națională, a câștigat titlul de campion național la Under 19 și a ieșit vicecampion național la Under 18 cu Știința București. Știrile au ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară plăcută în continuare.